noile restricții cum vi se pare? De exemplu, închiderea magazinelor la ora 7 și carantină de la ora 8. Doamna Gheruș, eu am... Sunt două măsuri noi impuse de guvernul Cățu. Eu respect, vă spun, cât pot de mult de la începutul pandemiei toate regulile. Am mers întotdeauna pe mâna specialiștilor. Numai că eu nu pot să primesc servite, ca să vorbesc cu jargon din facultate, când aveam această exprimare între colegii studenți. Dom'le, nu poți să vii să-mi spui, de exemplu, pe vremea lui Nelu Tătaru, în momentul în care ministrul anunța niște măsuri, sigur că și informa colegii și spunea măsura respectivă și spunea de unde vine ca și rezultat acea măsură și ne spunea, uite, urmărim focarele din centrele de persoane vârstnice, urmărim focarele de la locurile de muncă, urmărim focarele de la evenimentele private sau publice, urmărim focarele din mijloacele de transport în comun, urmărim focarele din jurul piețelor și din analiza epidemiologilor și a celor de la DSP-uri, rezultă că dacă am luat aceste măsuri, am putea reduce temporar rata de incidență, astfel încât să scădem presiunea pe numărul de paturi de la ATI. Că totul practic se duce din această discuție, ne raportăm la cazurile grave de pe paturile de ATI. Și atunci, sigur, când veneam în fața dumneavoastră a presei, a opiniei publice, eram în măsură să răspund argumentat pentru deciziile pe care urma să le susținem, în care noi doar eram informați ca aleși ai cetățenilor. Noi nu luăm aceste decizii. De multe ori mi se reproșează și mie. Domnul Roman, ce ați făcut, domnule, că ați închis magazinele? Ne-ați făcut să ne îmbulzim până la 7 în magazine. E foarte greu să le explici oamenilor, domnule, nu e decizia Parlamentului. Nu e nici măcar decizia Guvernului, decât că emite acea hotărâre, pentru că primul ministru este, conform legii, conducătorul acelui Comitet Național pentru Situații de Urgență. Deci oamenii care iau decizii sunt aceia, iar eu ceea ce am spus domnului Arafat, am spus, domnule, corect era ca dumneavoastră să veniți să ne spuneți cam la ce v-ați gândit și dacă tot doriți o discuție cu noi, să formulăm și noi puncte de vedere, pentru că avem și noi specialiști epidemiologi, avem și noi specialiști care au fost directori de Direcție de Sănătate Publică, avem și noi specialiști care au fost miniștri și avem și noi specialiști care vin din rândul administrației publice locale. Eu vă spun de ce am acceptat toate măsurile cu excepția acele chestiuni referitoare la programul magazinelor. Deci, o comunicare execrabilă. Deci, eu sunt unul dintre oamenii care mă duc și îmi fac cumpărăturile. Nu mi le face nimeni, mi le fac eu, mă duc ca oricare cetățean să-mi cumpăr de la magazin ce am nevoie. În momentul în care luni am intrat într-un supermarket, înainte de a pleca la Parlament, era deja o stare de îmbuzeală. Mi-am dat seama după locurile de parcare. Deci nu mai era loc de parcare, era primul lucru pe care l-am văzut. În al doilea rând, era acea senzație pe care am retrăit-o în urmă cu un an de zile, când oamenii își umpleau cărucioarele și așa mai departe. Nu mai au timp să meargă. Cei care lucrează până seara, târziu, nu mai dialog. Au timp. Exact. Am intrat în dialog și spuneam, am vorbit cu domnul din fața și am zis, de ce v-ați încărcat așa? Dom'le, nu știți că se închid magazinele la ora 6? Nu se închid magazinele la ora 6. Nu suntem încă pe 7,5. Măsura e, dacă suntem aici în cursul săptămânii, nu doar pe weekend. Am încercat să explic cât am putut. Nu, dom'le, că eu așa am văzut la televizor. Deci, de vină nu este cetățeanul care nu înțelege exact. Dacă faci o campanie și o pregătești 2-3 zile și spui, domnule, că știți cum vedem tot felul, nu purta masca, nu purta... Lumea cam înțeles asta cu masca. Fă o campanie, de exemplu, pe măsurile pe care le introduci. Pentru că acea gradualizare pe localități n-a fost rea. Adică luăm măsuri funcție de rata de incidență. Problema e că dacă nu explici foarte clar, și nu l-am văzut nici pe ministrul Voiculescu să explice foarte clar, nu l-am văzut nici pe Raed Arafat să explice foarte clar. Cine plătește oalele sparte? Politicienii. Domne, voi ați făcut. Nu, domne, n-am făcut. Înțelegeți? Asta mă deranjează. Luarea unor decizii așa, care în esență eu cred că sunt ok până la un anumit punct. Problema este că dacă nu-ți lași timp de comunicare, iar apoi după ce iei decizii nepopulare, fugi când vezi o cameră de luat vederi,
și lași pe alții să explice, nu e regulă. Dar apropo de domnul Arafat, am înțeles că dânsul a fost la ședința Partidului Național Liberal de luni. Să ne comunice niște decizii. Să comunice decizie, exact. Mie nu trebuie să vină domnul Arafat să-mi comunice ce decizie a luat. Pentru că dacă domnul Arafat venea și îmi spunea, de exemplu, această chestiune cu magazinele, aveam și un punct de vedere și îi spuneam, dați-mi studiu științific, pentru că Nelu Tătaru ne dădea studii științifice pe care le citeam. Dați-mi un studiu științific din care să rezulte că măsura luată dumneavoastră duce la o scădere a incidenței și nu la o aglomerare. Eu nu știu când a fost domnul Arafat să-și facă ultima dată cumpărături, de exemplu. Nu știu. Eu chiar sunt curios dacă oamenii ăștia care iau decizii în numele celor mulți merg să, nu știu, să circule cu autobuzul, să își facă cumpărături. E greu să cred. Să meargă ca oamenii normali, pentru că nu e greu, credeți-mă. Deci dacă treci printre oameni și dacă nu ești toată ziua doar cu mașină de serviciu stânga-dreapta, cu șofer după tine, cu om care te ajută la cumpărături, cu om care te ajută. Deci dacă ai trăit ca un om normal, ți-ai dat seama de ce nu merge. Eu am impresia că mulți dintre acești oameni nu trăiesc ca oamenii normali.